Salut prieteni, sunt Erica și astăzi vorbim despre ghimbir. Cât este de important să-l includem în alimentația noastră zilnică și de ce este supranumit planta care face minuni. Ghimbirul se evidențiază mai mult decât toate prin cele 13 funcții miraculoase pe care le exercită. De-a lungul timpului, după 10 de studii care l-au avut în centrul atenției pe bătrânul ghimbir, oamenii de știință au conchis: ghimbirul este mai mult decât un remediu tradițional. Este aproape un medicament în chimioterapie, sarcină, artrită reumatoidă, osteoartrită, dureri musculare, digestie, stări de greață și multe altele. Conține aproape 500 de compuși ce aduc beneficii organismului și 13 efecte de vindecare sau ameliorare. Acesta este foarte important și pentru întărirea sistemului imunitar, mai ales în timpul iernii. În timpul iernii, ghimbirul este recomandat doar mestecat pentru inflamații ale gâtului, laringită și tuse. Pentru durerile de stomac, îl puteți consuma fie amestecat cu ulei de ricin, fie sub formă de infuzie din ghimbir uscat sau pur și simplu sub formă de pudră amestecată cu rășină. În cazul unor indigestii și inapetențe, mai ales dacă ați făcut un ușor exces culinar la masa de Crăciun, amestecați suc de ghimbir cu zeamă de lămâie și sare și consumați amestecul întotdeauna înainte de mese. De dimineață, sucul de ghimbir este foarte eficace și gustos, și asta datorită substanțelor nutritive care organismul dimineața foarte ușor le asimilează. Ghimbirul poate înlocui cu succes orice medicament pentru calmarea durerilor de cap, trebuie doar să aplicați pe frunte o pastă din ghimbir uscat cu apă sau gel de aloe. Dacă durerile de cap au un substrat nervos, atunci sucul de ghimbir se amestecă cu lapte și se folosește ca inhalant. O altă durere a căruia ghimbirul îi poate face față este cea de dinți, numai dacă aplicați o pastă din ghimbir și aloe vera pe partea de unde este durerea. Ceaiul preparat din ghimbir este antidotul perfect împotriva răcelii și se luptă foarte ușor cu febra. De asemenea, ghimbirul poate fi parte integrată din curele de slăbire, pentru că stimulează metabolismul și arde grăsimele. Studiile științifice au demonstrat că ghimbirul mai are și o întrebuințare mai puțin obișnuită. Acționează asemenea unei pastile destinate creșterii potenței sexuale. Astfel, tulburările sexuale pot fi tratate cu ajutorul acestei plante aromate care îmbunătățește circulația sanguină și indirect acționează asupra organelor genitale. Alte efecte benefice ale ghimbirului: acțiunea expectorantă, tuse, bronșite, îmbunătățește nivelul unor enzime ale ficatului și conține de 180 de ori mai multe enzime pentru digestia proteinelor decât papaya și se poate compara cu multe alte medicamente antiulceri. Sănătate multă, dragii mei, vă cuprind și să ne auzim numai de bine!